Clipe de groază în miez de noapte pentru un casier și un paznic din Brașov. Ei au fost amenințați cu cuțitul de un bărbat de 45 de ani în timp ce se aflau la serviciu într-un magazin. Principalul suspect intenționa să fure. Ar fi sustras bunuri încercând să treacă cu acestea peste linia caselor de marcat fără să achite contravaloarea. A fost depistat de agentul de pază, iar în încercarea lui de a scăpa a scos un cuțit amenințându-l pe agentul de pază și pe casierul societății, după care a fugit. Principalul suspect este cercetat penal sub acuzația de tâlhărie calificată, iar în caz de vinovăție va suporta rigorile legii.